Bună ziua! Salutare! Aș dori și eu 6 kg de ardei, doar că nu sunt hotărât de care să iau. Aveți idei care sunt cei mai gustoși? Bineînțeles! Astăzi vom afla care sunt cei mai gustoși ardei. Astăzi avem aici 3 tipuri de ardei pe care îi vom încerca să vedem care sunt cei mai buni. Ok, îi vreau pe cei mai dulci. La aspect este foarte, foarte frumos. Iar la gust, mamă ce dulci! Foarte, foarte, foarte dulci. Atunci din ăștia să-mi puneți. Poftim! Și vreau să vă mai spun că sunteți cel mai tare dansator. Omule, eu sunt paralel cu dansul. Zici că am parez la picioare, zici că am picioare de lemn. Ce ai pățit? Nu-s dansator deloc. Nu e nicio problemă. Noi ne revedem mâine pentru că trebuie să cumpărați ardei pentru o ciorbă cu multă pace și iubire. Bine, mă, pașnicule, să știi că nu-s gay. Salutare! La revedere! Bună ziua! Salutare, măi, șefanule! Aș dori să cumpăr toată lada asta de ardei. Deci cum ar veni să o pun pe toată. Practic asta s-ar întâmpla în câteva minute. Deci cum ar veni nu foarte mult timp. Doar că există o problemă. Am nevoie de puțină putere. Pentru că asta este foarte grea. Deci putem face spam în piață cu puțină putere. Haideți că vă ajut eu. Cel mai tare șefan aici și-a. Dar mersi măi șefanule. Lasă că mă descurc singur. Ok, 50 de lei face, nu? Ce donație puternică! Bine, mă, șefanule, mersi frumos, șefanule! Donație puternică, respect! Mă rog, atât au costat ardei, dar... Bine, cum zici tu? Îmi cer scuze că deranjez. Bună ziua! Bună ziua, EK! Salut, EK! Ciao, EK! Bine ai venit, EK! Seros! Aș dori și eu 5 kg de ardei. Cum să nu, EK? Nu refuz, EK! Am nevoie de bani, EK! Trebuie să fiu drăguț! Auzi, stai puțin! Tu mă furi cumva la cântar? Da, m-ai prins. Scuză-mă! Te rog, baby, acuză-mă! Nu te scuz, de ce înșel lumea? Vreau să fac pasm în grup? Da, are logică. Hai, ține 5 lei și la revedere! Stai, flex, te rog! Mă scuzați, bună ziua! Bună, eu sunt Mimi! Nu vă supărați, dar am venit direct aici pentru că există... Da, știu, eu sunt foarte frumoasă și de asta ați venit aici. Cu ce să vă servesc? Nu, 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 nu înțelegeam de ce este coada asta la dumneavoastră la masă. Ideea este că sunteți goală și vă vede toată lumea din piață. Eu zic că să puneți ceva pe dumneavoastră v-ar ajuta mai mult. Păi și nu cumpărați? Au fost atâția clienți care au cumpărat astăzi. Am fost în trending în piață astăzi. Toată lumea a cumpărat de aici. Este doar părerea mea, eu am vrut să vă ajut. La revedere! Uf, dar ce are ținuta asta? Cam acesta a fost sketch-ul RoboGangsterilor. V-aș ruga să dați un share, poate ajunge să fie vizionat și de youtuberii pe care i-am menționat în acest clip, așa că... RoboGangsterilor, v-aș ruga să lăsați în secțiunea de comentarii cele mai nebune și cele mai ciudate întrebări sau cele mai mari curiozități pe care le aveți despre mine, pentru că urmează să facem un Q&A... Și aș vrea să iasă blană. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo postez foarte multe chestii mișto. Aveți link în descriere de la Instagramul meu. Dacă v-a plăcut sketch-ul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă vreți să intrați în RoboGang. Eu am fost Radu și până la data viitoare, aveți grijă de voi. Serul! Nu uitați!